Deci plecând de la Caraiman, stai gardă de fug, deocamdată mi-e de glumă proastă, am așa la tărereu. Aici e șaua aia de unde se iese din Scoruș. Acolo e Hornul Mare, Hornul lui Gelepeanu. Ăla ține parcă, asta ține de iad, de iadul Văialbe. Punctul de orizont de pe vârful Coștila sau din aproape, leaota, rămășițe de drum, obârșia, colții obârșiei, se vede Piatra Craiului, dincolo de ea, sub el, în prim plan verdeața băii Priponului și acum ne apropiem de șaua dintre Pripon și Mălin. Filmul ăsta l-am făcut și de plăcerea ca deodată din iarba platoului să apară frumușel abruptul. Mărturisesc că și am un pic de emoție, aici e dezavantajul bătrâneții. Că deodată nu mai ai probleme cu emoții. Da, cam așa se rupe. Da, am să întrerup aici, deși se o coamă pe acolo. Hai să mergem un pic și încolo. Da, e coama. Pe unde vine brâu mare. Cam așa. Iar încolo cunoscuți Piatra Mare, Postăvarul, ce frumos se vede Ciucașul. Da. Pe o zi și într-un loc ca ăsta faci multe poze pe fereastră prin care voi coborâ. E, dacă zonele de dedesubt am îndrăznit să-i spun inima, aici trebuie să licit, să supralicitez. Asta ar fi inimioara cu gangul pe unde am venit. Un scoc pe unde, mai știi, de un rapel să poate și apoi uzica principală. M-am dus prea mult. Se vede un gang frumos care mi-aduce aminte de ceva asemănător, dar mai la vale. Om, da, așa că mă cer că am răgușit, scuzele mele, autorul pozelor. Aici am niște zăpadă, pe unde a trecut niște capră. Capre, nu le-am văzut. Ei, acum sunt mor de sete, sper să găsesc niște apă. Da, hai la drum, Mircea. Mă așteaptă o singură problemă. În dreptul Z-ului, că de, totuși. M-am oprit în mijlocul zonei care altădată mă speriase grozav. Ăsta e urnul care duce către colțul ferestrei. S-ar putea să nu-l fixez bine, că o fac din mâna. Ăsta e continuarea, aici să iese. Mai știu până unde am venit, de m-am temut de ce e apa aici. Aminte rumenește. Da, pe aici niște apă, apă, vorba cu niște muși, ce e chiar un pic, vreo 50 de grame, dar nu-mi vine să mă plec după aia chicăzile și n-a de sete. Da, cam asta e. Păi brâu mare, unde e soarele. Și observația mea că pe padina inaccesibilă care e de desult, am impresia că se poate totuși merge pe acest scoc. Măcar lăsându-o sfoară. Sunt în locul unde brâul de mijloc trece pe sub o streașină, îndreptându-se spre ultima spălătură. Omul de asta brâului de mijloc din Coștila, bineînțeles, brâu mare, cu un colț interesant deasupra, probabil vizibil numai de unghiul ăsta, hăuri zice, inclusiv cu traversările din Vâlcelul lui Șerban. Și asta este... Mi-am zis eu inima, dar deja am părăsit-o. Hai să zicem că mai ține încă. Nu am aflat încă dacă pe acolo am venit. Asta e, uite, un necaz. Cineva a venit. E drept că s-au dus niște ani, era o vreme închisă, mă, s-a păcheat. Cineva s-a dus pe acolo, s-a dus, a mers, adică. Și nu mai știe exact. Nu e exclus să fie pe acolo, că prea am scăpat ieftin numai cu două rapele. Da, el în stânga copaia. Sus de tot, urzica cu zăpadă, dar mai bine facem o poză că se vede mai bine.
să treci, mă gur. Uite, stau la soare. Am râu de sus. Da. Stai să-l vedem și la noapte. Că, bine, groaznic nu va mai fi, dar oricum sunt mici chestii incomode. Nu, la plus 1. La plus 1, că până la urmă am zis, bă, decât grote, pentru că nu sunt șanse de ploaie, decât grote de-alea un pic mai umede, pe mine pe lemnele ăstuie. Astăzi am fost la releu și bine, am scăpat de o grijă. Da, frumos. Mare jumătate de glob, da, înseamnă că de acolo mai e vizibil mult timp de la urmă. Mare avantajul că în partea aia n-are nimic în drum, cu oștilare, om. Noapte bună, domnule, ne vedem peste 9 ore. 8:30. Cred că doar. La revedere! Da, 10 ani. E un domn care s-a băgat în sacul de dormit. Abar n-am. Noi suntem. Am prins de solsticiu. Prin susținerea materială unui amic. Sper să nu ne termine roua. Bine, să aveți și o zi bună, ne vedem mâine dimineață.